Deșteptarea. Pentru tineri ziariști care vor să devină celebri, notează Luca. un tânăr ziarist din Ghana. Asta e. Un ganez, tânăr. A găsit-o... Nu era un fotbalist, îi se spunea ganezul? Ba da, chema Ghana. Lionel Ghana, da. Un tânăr ziarist din Ghana a găsit o metodă de a se face cunoscut, a luat un copac în brațe și nu i-a mai dat drumul 24 de ore. Talent. Da. Bă, trebuie, să o vezi. Da. Drept urmare, domnul Abdul Hakim Awal, un jurnalist în vârstă de numai 23 de ani și ori, a stabilit un nou record mondial la îmbrățișa copacul, 24 de ore și 21 de minute. Și dacă vi se pare simplu, puteți să încercați. Eu zis, cu metri vezi, s-au făcut 24 de ore, bravo, mai lăsați-mă puțin. Nu, că cine știe, mai vine Bruno, e ideal, păcălesc la după 24 de drum și eu îl mai țin 20 de minute. Da, ăsta este record, vechiul record era de 16 ore. Modest. Și a fost stabilit de activista de mediu din Uganda, Faith Patricia Ariocot, la începutul acestui an. Bă, deci e o competiție. Treaba asta cu copacii e ceva intern, da, acolo. Aparent, în Africa. Continental. Da, îmi pare să fie ceva cu îmbrățișatul, da, copacilor. De-aia spulberatele a recordul, adică. De la 16 la 24, mama, rupt. Domnul ziarist Abdul spune că nu pentru a deveni cunoscut a luat copacul în brațe, de fapt, ci pentru a sublinia importanța conservării naturii în Ghana. Ceea ce s-ar putea întâmpla și în București. Da. Nu? Se ia în brațe gardul Palatului Parlamentului, cred că am vorbit de el. Parlamentarii ar trebui să facă lanț uman, exact, înfășurat pe zid. Pe și de desubt ar trebui să lipească cu super glu, cu prenadez de la de pantofi, de tălpi, să se lipească de gardul lor, ca să conserve gardul. Domnul Abdul și-a luat angajamentul de a planta un nou copac pentru fiecare minut în care, cât a durat încercarea sa de record și până la urmă și recordul, deci rezultă că trebuie să planteze 1461 de pomi. Ma. Ai plantat vreun pom vreodată, vreun copac? Un pom am plantat, să știi. Unde? Un coclaur, nu știu, eram undeva la plantat. Dar de ce te-a apucat? A, ai fost la o acțiune. La o acțiune, da. Dar l-ai plantat de la zero, cu săpat, groapă, cu nu știu ce? Da, mă, da, dar era mai copii, adică era o acțiune de aia mai... Uh-huh. Zi, student, nu studențească, da, școlară. Am plantat și eu un copac când m-am mutat în mediul rural, m-au pe terenul respectiv. Și intra aici un șeicaru cu un copac cu flori. Șeicaru cânta aia? Da. Da, mă, da. Partenerul ăsta de, cu colindele, zi. Hrâșcă. Mițosul. Hrâșcă. Așa. Mițosul. Da. Deci am plantat un cireș. Și am zis, mamă, o să fie foarte frumos, a făcut poză. Nu era nici gard, nu era nici fundație, nici casă, nimic, nimic, era terenul. Mamă, zic, aici o să mănânc cireșe când o să fiu bătrân, o să stau pe spate, cură cireșele în gură. S-a uscat în 2 ani. Aiurea, da. Drept pentru care m-am enervat, am mai plantat unul, dar de data asta am plătit un om. S-a uscat și ăla în 2 ani și am mai încercat cu un al treilea care s-a uscat și ăla. Deci locul nu este bun deloc pentru cireși. Aparent, da. Da. Nu merge pus orice pom oriunde. Da. Și ăsta pune 1400 de pomi, aici? 1461 de pomi trebuie să pună. În timpul recordului nu i s-a permis să ia nicio pauză. A trebuit să rămână în picioare și să-și țină brațele înfășurate în jurul copacului în continuu. Dar a intrat dacă îi deranjezi pe oamenii aia, da, nu poți să-ți bagi eu. No. Dar a intrat în Guinness. Ai găsit un copac cu flori sau ceva? Sau nici n-ai căutat. Nu se mai găsește. No, uite-o mai. Dă mâine. Bine. Serios, ține minte și o dă mâine la sfârșitul emisiunii. Dăm un copac cu flori. Ți-o găsesc eu. Uh-huh. O am pe la pick-up. Deșteptarea.